Dacă al treilea și al patrulea tău nume este Paul și McCartney, înseamnă că ești din atelierul. Dacă ai ochelari rotunzi cumpărați din Gara de Nord, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă pentru tine stres e mai mult decât un sentiment, ești din atelierul de teatru. Dacă știi diferența dintre spectacol și piesă, atunci ești în atelierul de teatru. Dacă ai auzit măcar o dată de Ricky sau de Dodo, ești în atelierul de teatru. Dacă ți-ai găsit un grup de prieteni față de care să-ți ascunzi mâncarea, înseamnă că ești în atelierul de teatru. Dacă ai luat masterul, a făcut bagaj, ești în atelierul de teatru. Că știi ce înseamnă asta? Ești în atelierul de teatru. Dacă ai fi teatru în fiecare primăvară, ești din atelierul de teatru. Dacă vii la repetiții la ora 1, dar repetițiile erau puse la ora 12, ești din atelier. Dacă ai mâncat vreodată covrigi cu brânză topită, ești din atelier. Dacă ai adus măcar o dată cola la repetiții, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă nu te speli în ziua spectacolului pe cap, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă pe 1 ianuarie ieși într-un garaj și faci curat, ești din atelierul de teatru. Dacă ai flow, ești din atelierul de teatru. Dacă ți-ai pierdut scenul preferat într-o deplasare, ești din atelierul de teatru. Dacă ai fost întrebat măcar o dată la regrupare dacă știi de Beatles, ești din atelierul de teatru. Dacă ești în stare de imponderabilitate, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă ți se spune mereu să vorbești mai tare, ești din atelierul de teatru. Dacă sunt mai mulți băieți decât fete cu păr lung, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă ai tricou cu stare de imponderabilitate, ești din atelierul de teatru. Dacă ai dormit măcar o dată pe podeaua unui tren pentru că prietenii tăi ocupă câte 3 locuri într-un compartiment, ești din atelier. Dacă la regrupare ești în atelierul de teatru. Dacă la Revelion ai strâns după mine, ești în atelierul de teatru. Dacă ai experimentat cele mai retardate poziții de dormit, ești în atelierul de teatru. Dacă știi mișcarea asta, ești în atelierul de teatru. Dacă pe tren dormi ca vaca / porcul pe 3 scaune, ești în atelier. Dacă consideri pe marinițul mamă, ești în atelierul de teatru. Dacă you've been thunderstruck, ești în atelierul de teatru. Dacă din 4 ore de repetiție ori repeti și 3 râzi, înseamnă că ești în atelierul de teatru. Dacă l-ai văzut cel puțin o dată pe Țuțu combinând pisici, ești în atelierul de teatru. Dacă vii la repetiții cu o sticlă de cola și șerban și îți cere gurii guțicuță, înseamnă că nu mai e cola și ești din atelierul de teatru. Dacă după idei îți mergi în vamă, deși nu mai ai niciun ban, ești din atelierul de teatru. Dacă ești dependent de căști, ești din atelierul de teatru. Dacă gaga, ești din atelierul de teatru. Dacă maneaua ta preferată este dar cine e pe primul loc, ești din atelierul de teatru. Dacă mergi cu trupa în Facebook și nu mai încape nimeni, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă ai asta sau asta, ești din atelierul de teatru. Dacă ești singurul din grupul tău de prieteni care au auzit de idei. Dacă în a doua zi de Crăciun mergi la Lenuș și după 3 ore nu-ți mai găsești papucii, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă din reflex te duci la automatul de cafea și îți iei cafea cu lapte fără zahăr. Dacă ai cel puțin 4 majorate pe an, ești din atelierul de teatru. Dacă ai ascultat cel puțin o dată într-o deplasare toată discografia Beatles, ești în atelierul de teatru. Dacă l-ai mângâiat măcar o dată pe gelul pe chelie, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă l-ai văzut pe maestru ora crescând și crescându-i păr pe piept și în barbă, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă pici pe scenă în timpul spectacolului, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă spargi pahare în Facebook, ești din atelier. Dacă ți-ai pierdut banii și ochelarii la poker, ești din atelierul de teatru. Dacă pentru tine câinele este un animal sfânt, ești din atelierul de teatru. Dacă, virgulă, cunoști semnul ăsta, înseamnă că ești din atelierul de teatru. Dacă chiți, ești din atelierul de teatru. Dacă reușești să te schimbi în 3 secunde la rețeta, ești în atelierul. Dacă ai o schimbare de scenă și partenerii tăi îți dau toate hainele invers, înseamnă că ești în atelierul de teatru. Dacă l-ai auzit măcar o dată pe Țuțu cum sforăie, ești în atelierul de teatru. Dacă vai ce sare frumos, vai ce sare frumos, vai ce sare frumos, ești în atelierul de teatru. Dacă adormi ascultând la căști muzica de spectacol, ești în atelierul de teatru. Dacă ai fost, aș fi director, ești în atelierul de teatru. Dacă faci un ritm din orice obiect, ești în atelierul de teatru. Dacă în filmulețul ăsta îl vezi numai pe șerban, înseamnă că ești în atelierul de teatru. Dacă o să-ți fie dor de axe și smără, ești în atelierul de teatru!